În cadrul unei conferințe de presă desfășurate la Primăria Roman, viceprimarul Radu Samson a confirmat faptul că multe dintre corpurile unităților de învățământ din oraș au nevoie urgentă de înlocuirea vechilor tablouri electrice cu unele noi. Potrivit acestuia, multe dintre aceste panouri din școli sunt uzate și reprezintă un real pericol. În acest sens, în perioada următoare se vor inventaria unitățile de învățământ care necesită aceste modernizări. Probabil erau necesare și înainte să ne începem eu și cu domnul primar mandatele, dar prioritățile se stabilesc și în funcție de buget. Și atunci putem fi înțelegători. Important este ce putem face începând de azi pentru viitor. La vizitele pe care le-am făcut într-o parte din unitățile de învățământ în cursul lunii ianuarie, am constatat că din cele 6 unități de învățământ la care am ajuns, deci aproape jumătate, una singură are tablourile electrice modernizate. Peste tot încă sunt tablouri electrice din acelea cu bușoane, cum erau în trecut, care constituie un pericol de incendiu. Și ISU recomandă modernizarea panourilor și a rețelelor, bineînțeles, dar pentru a moderniza întreaga rețea electrică a unei școli, presupune închiderea școlii pe perioadă și modernizarea întregii școli. Și atunci, ca măsură de precauție, exact, am discutat cu domnul primar și anul acesta vom prinde bugetul de investiții un proiect pentru creșterea siguranței la incendii, prin care vom schimba toate panourile electrice din unitățile de învățământ. Deși tablourile electrice din majoritatea școlilor din Roman sunt vechi și pot fi sursa unor incendii iminente, înlocuirea acestora este abia în faza de discuție. În luna martie, după discuțiile asupra bugetului, aceste modernizări vor fi luate în calcul. Va urma apoi faza de implementare a acestora în școli. Discutăm de aproximativ 100 de tablouri, dintre care unele au câte 80 de siguranță. Deci e o lucrare de amploare, nu e o chestie care se face, adică nu e un tablou de apartament. E o lucrare de amploare și va dura. Trebuie să estimăm costurile, să cerem mai multe oferte, nu putem să facem de azi până mâine. Sunt mici excepții în această privință în puține corpuri de ale unităților de învățământ din Roman, fiind implementate în acest moment panouri electrice noi care nu necesită înlocuire. Se pare că aceste tablouri electrice au fost sărite de pe lista priorităților edililor din celelalte legislaturi, deși ele sunt vechi, deci problema nu este una survenită recent.